Cum se vede, era autostrada A7, de fapt e legătura între autostrada A3 și autostrada Moldovei. Ambele loturi sunt în timpul asumat prin contract, trebuie să finalizeze până la sfârșitul anului. Companii românești, companii mixte, oricum, din punctul meu de vedere, sunt un exemplu de lucru. Sunt aproape 781 de kilometri de autostradă și de drum expres în acest moment în lucru. 518, parcă domnul, sunt efectivi în lucru. Diferența vreo 263 sunt licitați și în etapa de proiectare. Pentru că erau pe FIDIC galben. Galben. 363 sunt în licitație. Și vreo 234, din câte mi-au eu aminte, 0,67 de drumuri naționale în lucru în acest moment. Cam asta este anvergura lucrărilor în infrastructura mare în România. Toată ziua vorbim de relocări de companii în urma războiului din Ucraina, din Rusia, din alte zone ale Europei, pentru că România are cel mai bun mix de energie și nu are o dependență de gazul rusesc. Nimeni nu vine dacă nu investim în infrastructură. Mai mult, aceste investiții sunt într-o zonă de dezvoltare a României uitată total mult prea mult timp. Și atunci, dacă dezvolți prea mult într-o zonă, cum ar fi în zona Ardealului, unde s-a dezvoltat oricum, nu mai este forța de muncă. De aceea a plecat atâta forță de muncă, plus valoare, a plecat în străinătate. E pentru prima oară când suntem pe plus la acest calcul de plecări și reveniri în România. Din punctul meu de vedere, e un indicator care încurajează că am abordat lucrurile corect. Normal că lucrurile se fac și pe împrumut, se fac și pe deficit și în acest moment 40% de fapt din toate lucrările de la Ministerul Transporturilor din PNRR sau bani europeni. Restul de 60% vin din bugetul de stat. Pentru mine și actualul guvern al României sunt lucrările în infrastructură, sunt prioritare și se vede că decizia a fost una corectă. Pentru că se multiplică foarte repede în economie, de asta și vin mult mai mulți bani la bugetul statului și sunt încasări mai mari. Am spus-o și mai devreme, o spun și acum, avem nevoie de o Românie ordonată. Nu mă deranjează chiar dacă e și coordonată. Important este că trebuie să învățăm unde am greșit și să investim în primul și în primul rând în lucrurile care se multiplică foarte repede în economia și în primul rând în economia locală și domnul președinte al Consiliului Județean, domnul președinte al Consiliului Județean, sunt ferm convins că va găsi noi oportunități de investiții în perioada următoare, cu toate că vorbim de un județ industrializat, Prahova. Cred că am vorbit cam mult, domnul Grinea. Nu. Câteva lucruri legate de transporturi. Înainte de a spune cum stăm aici pe cele două loturi, da, e adevărat ce spunea primul ministru, sunt aproximativ peste 780 de kilometri în execuție în acest moment. Dar nu pot să trec peste următorul lucru și să nu spun faptul că aceste lucruri se fac cu bani, cu resurse. Așa cum spunea mai devreme premierul.
Domnule prim-ministru, să știți că noi vrem să continuăm, deci noi mai avem nevoie de bani în continuare la Ministerul Transporturilor și la CNAIR, pentru că iată că lucrurile se mișcă, așa cum se observă și aici, pe ceea ce înseamnă infrastructura rutieră, încep să se vadă lucruri. Pe lotul 1 și pe lotul 2, aici, de la Dumbrava la Mizil și de la Mizil la Pietroasele, stăm așa. Pe lotul 1 sunt aproape spre progresul, e undeva pe la 80%, pe lotul 2 88% până 90%. Termenul, așa cum amintea primul ministru, e toamna acestui an. Eu și în discuțiile de mai devreme cu constructorii, și aici e vorba până la urmă de 4 companii, italiană, românești, bulgare și atât, nu? Și tot românească, că e românească. Care își fac treaba în ritmul în care să ne ducă în octombrie la darea în circulație a acestor două tronsoane. Vreau să-i felicit pe cei de pe lotul 2. Sunt înaintați, sunt, așa cum am spus, undeva la 88%. Nu au lucrări, în schimb, de complexitatea cel puțin a nodului acesta aici, A7, că de aici începe A7 cu A3-ul, dar sunt acolo la 90%. Următoarea vizită, că tot așa ne-am învățat în ultima 6 luni, deci în jurul 15 septembrie la voi mă aștept să fie bine peste 90, la ei la 95. Cam așa vreau să stăm, astfel încât octombrie, final de octombrie, să ne prindă cu darea în circulație acestor două tronsoane. Vreau să mai spun ceva ce nu e valabil doar aici, ci e valabil și în alte părți. De aceea, guvernul a și dat drumul la anumite scheme de ajutor de stat. Există o criză a materialelor. Că vorbim de tabliere, că vorbim de lucruri care, chiar dacă pe partea cealaltă sunt finalizate, stai după tabliere care de obicei nu-ți vin din România. Sunt de prin alte părți. Nu e valabil doar aici, e valabil și pe alte loturi, că vorbim de centuri ocolitoare sau că vorbim de drumuri expres. Lipsa materialelor în acest moment e o problemă care va trebui să fie abordată separat la nivel de guvern. Pentru că se construiește foarte mult în acest moment în România, cererea este foarte mare în România și atunci trebuie să venim cu soluții să ne ajungem în blocaje. Blocaje care se ducă la întârzieri pentru darea în circulație pe anumite tronsoane de autostradă, de drum expres sau chiar variante ocolitoare. Mulțumesc! Dacă aveți care sunt probleme? În acest moment o să dea domnul Radu Oprea, propaganda dumneavoastră, o să dea prima listă cu primele locări de sume, 150 de milioane de euro pentru materialele de construcții. Domnul Barbu a dat drumul la Investalim și mai am o discuție foarte aplicată în ceea ce privește industria. Și aici am plecat tot de la o vizită pe care am făcut-o împreună cu domnul Grindeanu la Oțelul Roșu, fiindcă e cam al treilea an, cu adevărat nu mai e scădere așa de mult, e și dependența României de Germania și știm că au avut două trimestre de recesiune în Germania și normal că ne-au influențat, dar cred că România are nevoie de programe concrete de industrializare și de mers cu parteneriate. Acest lucru nu poate să fie decât cu parteneriate între statul român și mediul privat. Dar știu că și aici sunt constructori care construiesc în acest moment să-și pună, să aplice la aceste ajutoare de stat, deja aprobate de către Comisie. Domnule Grindeanu, pe lotul 3, care sunt problemele și când ar putea fi gata? Chiar nu sunt probleme pe lotul 3. Probleme au fost pe lotul 3, fiindcă putea să fie în acea stadiu în care suntem aici, pe lotul 1 și pe lotul 2, dacă era acea întârziere nu din cauza Ministerului sau a CNAIR-ului, ci acea întârziere de peste un an de zile, până când cei de la CNSC au dat aceeași soluție pe care am dat-o noi
cu un an mai devreme, un an și ceva. Și vreau să vă spun că în acest moment sunt în progres, au început. Am văzut lotul și azi împreună cu prim-ministru, e cel de la Petroasele la Buzău. Sunt undeva la 10%, e lume pe șantier, sunt utilaje, se lucrează. Rămâne regretul că n-am putut, și nu din cauza noastră, a unor domni care nu răspund în fața nimănui în țara asta, să ne înțelegem. Această Comisie Națională de Soluționare a Contestațiilor și care după un an de zile au venit și au dat aceea soluție, nu-i trage nimeni la răspundere. Și nu știe nimeni că în loc să circule anul acesta de aici, de la A3, până la Focșani, pentru că și Buzău-Focșani se termină anul acesta și să poți circula sfârșitul anului de aici, de lângă Ploiești, de la Dumbrava până la Focșani pe autostradă, o să te dai jos 13 km și reurci la Buzău. Sigur, la anul e gata și acea bucată de autostradă, dar e păcat. Dar, domnule, aceia sunt așa cum sunt și dacă spui ceva de ei, probabil că o să mă aleg cu diverse lucruri, dar e un adevăr. Și unde ne vom da jos de pe A7? Spre aici? Buzău. Aici? Spre Buzău. La finalul lotului, la... Acolo e descărcarea. Unde e, domnul Pistol, nu? Da. Știu că era o problemă. Nu, se face acea descărcare, descărcare la Petroase, deci se va folosi. Regretul rămâne că nu poți să faci legătura cu ceea ce am văzut azi. Pentru că astăzi, în prima parte a zilei, am fost cu primul ministru și am văzut cele patru loturi de la Focșani la Buzău. Să știți că toate cele patru sunt undeva la peste 80%, 82% chiar progres, ca și medie. E același constructor, le-a abordat, să spunem, unitar toate cele patru. Știți că termenele de finalizare nu sunt anul acesta pe două dintre ele, dar vă spun așa, când vom da aici și noi la constructori, lotul 1 și lotul 2 între Buzău și Râmnicu Sărat va fi dat în circulație în octombrie, lotul 4 de la Focșan va fi dat în circulație în octombrie. Eu sper să facem în aceea zi toate. Bine. Și aici pe lotul 1. Câți kilometri de autostradă vor circula șoferii Autostrada Moldovei până la finalul acestui an? În jur de 140, cam așa, cu lotul 1, lotul 2 aici, cele 4 între Buzău și Focșani și, să nu uităm, jumătate de lot între Focșani și Bacău, cel care este lângă Giud. E posibil și e foarte important, de ce insist să spun, cei care mergeți pe DN2, știți că în Giud se stă cum se stătea în urmă cu 2 ani la Balș, drumul spre Craiova, se stă foarte mult în oraș. E foarte important să termine, chiar dacă e doar jumătate din lot, și să-l dea în circulație, fiindcă în acel mod se iese din oraș și se evită acel blocaj. Deci în jur de 140 de kilometri ne așteptăm aici pe A7, dacă lucrurile merg în același ritm și dacă vor fi continuate în același ritm, nu avem motive să credem că nu vor fi continuate în același ritm. Acea porțiune spre graniță, în ce stadiu mai este? Era în stadiul studiului de fezabilitate. Aia cu urși? Care? Tot din Autostrada Moldovei până la Siret. Ah. Păi da, e scoasă în licitație în acest moment de la Pașcan la Suceava. E primul lot, că de la până la Pașcan e finanțare PNRR. Și în acest moment este în licitație Pașcan-Suceava. Suceava-Siret, așteptăm finalizarea studiului de fezabilitate, care e, cred că e o chestiune de săptămâni, e finalizarea acestui studiu, urmând să scoatem și Suceava-Siret la licitație anul acesta, să putem să ajungem până, așa cum ne-am propus, până în nord, la granița cu Ucraina. Când am putea ajunge? Până la Pașcan, la finalul anului viitor, e gata toată autostrada, de aici până la Pașcan, ăstea sunt termenele. De la Pașcan în sus sunt licitații în curs. Hai să se termine licitațiile, să vedem termenele, că nu pot să anticipez. Domnule ministru, oful nostru al prahovenilor, Valea Prahovei, care e situația autostrăzii? O vom prinde în viață? Eu cred că da, doar că vreau să vă spun următorul lucru. Și eu și primul ministru am avut acest punct pe ordinea de zi la toate discuțiile pe care le-am avut cu companii mari din toată lumea. De ce? Fiindcă e important Comarnic Brașov, această bucată. Cum la fel de importante sunt și, să știți, variantele ocolitoare care sunt la Consiliul Județean, domnul președinte ales, și mă aștept din septembrie. Să știți că am fost în urmă cu o săptămână pe Comarnic.
pe Comarnic, la centură... Scârție. Sincer, în urmă cu o săptămână am fost, n-am spus la nimeni, am trecut, am intrat pe acea zonă... Relativ. Ritmul nu e cel, să zic, mulțumitor, așa că mă aștept să-ți intri... Eu aștept, chiar aș vrea, până ajungem acolo, să facem o vizită de lucru pe... Bun, pe Buștenia Zuga avem un constructor foarte bun, cel care... Lotul 2. E pe lotul 2, dar care e mutat aici și ajută la acest not rutier. Și sunt convins, acolo n-am dubii că lucrurile vor merge cu bine, dar astea nu înlocuiesc Comarnic Brașov. Sper să terminăm într-un final studiu de fezabilitate. Știți că a fost terminată prima parte, adevărat, dinspre Brașov, de la Cristian, la Codlea. Și cu toate revizuirile avute domnul director, sper totuși în toamna asta să-l termine studiu, să putem să-l scoatem la licitație. De ce e important? Fiindcă orice abordare am avea pe Comarnic Brașov, că vorbim de proiecte pe fonduri europene, că vorbim de parteneria public-privat, trebuie să ai finalizat studiul de fezabilitate. De aceea e extrem de importantă finalizarea acestui studiu. Nu e simplu. Catela este pentru această autostradă. Nu e nou, ăsta nu e refacere. Este un studiu de refezabilitate nou care face obiectul transferului către noua înființată companie CNIR. Deci el va fi transferat și continuat de către aceștia. În momentul de fază știu că se execută lucrările studiu geotehnic. Asta e faza actuală a SFD. Da, mai aveați aici. Eu vreau să vă întreb, când se preconizează a se recepționa lucrările la podul de la Brăi și padrul lor adiacent? Când vor face lucrările așa cum trebuie. Că nu le vom recepționa atâta timp cât lucrările nu sunt cum trebuie. Am spus și mai devreme la Buzău și reiau. Acest moment nu e recepționată, deci nu se eliberate garanțiile, lucrurile nu sunt închise și nu o să recepționăm această lucrare până când nu arată cum trebuie. E a treia sau a patra oară când se reface, a treia oară, cred, da, asfaltul pe pod. Vă spun părerea unui om care nu e drumar, dar este clar pentru unul ca mine că soluția tehnică din proiect nu e cea bună. Pentru că altfel, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Nu le convine nici lor să facă cheltuieli, să tot facă cheltuieli, să facă reasfaltări. Deci e clar că soluția tehnică a proiectanților nu e cea bună. Au venit în urmă cu o săptămână cu o nouă propunere tehnică. Colegii de la CNAIR o vor analiza, astfel încât, dacă e una care... satisface cerințele, să poată să fie pusă în practică. Repet, soluția tehnică e clar că nu e bună. Doi, nu se face recepția până când nu va arăta cum trebuie. E clar că vechea soluție tehnică a fost una greșită, să nu fiu înțeles prost. Partea de proiectare, cea legată de modul în care, să zicem, a fost făcută priza dintre asfalt și tablierul podului, fiindcă restul proiectului e ok, nu avem ce să comentăm. Domnule premier, ați pregătit acea modificare în ceea ce privește hărțuirea sexuală? Intră mâine în ședința de guvern? Se lucrează. Știți foarte bine că s-a făcut o echipă de lucru. Mâine dimineață o să am discuția cu doamna ministru. Nu mai dă nimeni înapoi. E evident că ceva nu a funcționat și în legislație. La astfel de exemple trebuie să luăm imediat măsurile de modificare ca să încercăm să limităm, ne dorim cu toții să nu fie astfel de cazuri, cât mai mult astfel de apucături. Se vor reduce cheltuielile bugetare și pentru primării, nu doar pentru administrația centrală? Nu am văzut încă propunerea domnului ministru. Dar cu certitudine vom reduce atât cât este necesar să continuăm tot ceea ce ne-am asumat în investițiile, mai ales în infrastructură. Aici este infrastructura rutieră, avem și în zona de sănătate, știți foarte bine toate lucrurile pornite. Repet, n-am obținut, sau când s-a negociat, și n-am negociat eu, cred, sunt ferm convins că aș fi negociat mai bine, lucru pe care l-am dovedit de altfel, sau de la aproape 14 miliarde s-a ajuns la 7 miliarde. Nu s-a scos
niciun drum da, pe transporturi din PNRR. Și am ajuns totuși să venim și cu scumpirile și cu aproape 60% din bugetul de stat. Sustenabilitatea se dovedește a veni din investiții, pentru că România are nevoie de investiții. La finalul anului trecut spuneați că guvernul are nevoie de o aeronavă pentru delegații, dar și pentru sportivi. Ar fi nevoie în acest moment de o aeronavă pentru sportivii României și când am putea să vedem o astfel de aeronavă? Știu mai exact, domnul Grindeanu a rezolvat toate problemele de fiecare dată, dacă a fost lot olimpic sau echipe de fotbal. Nu cred că e o temă urgentă a României. Lucrurile trebuiau făcute la timpul lor. Ce am spus eu? Să ieșim din logica că e o aeronavă la dispoziția guvernului sau președintelui. Este o aeronavă care deservește și lotul olimpic și vor fi și loturi de matematică și de sport. Adică să aibă o... V-ați revizuit opinia referitor la prezența dumneavoastră la Paris, la închiderea Jocurilor Olimpice? A primit medalia înapoi? Există posibilitatea. Hai să vedem această decizie. Mulțumim. Eu vreau să vă întreb și unde ați fost în vacanță în această vară sau unde vreți să mergeți, domnule premier, domnule Grindeanu? În România, cu certitudine. Unde ați fost? Deja sau veți merge? Nu, încerc să ajung în delta Dunării câteva zile. Și dumneavoastră? Pe litoralul românesc. Ați fost sau veți merge? Merg săptămâna viitoare. Unde anume pe litoral? E, acum... românesc. Între Mamaia și Mangalia. Ce se întâmplă cu licitația pentru spațiile de servicii de pe autostrăzi? Asta vă spune domnul director, depinde unde. Că-s chiar mai multe... și A3-ul care... Da, ce care... pot să vă... Pot să vă spun că săptămâna aceasta, cel târziu săptămâna viitoare, lansăm procedura de achiziție publică pentru concesionarea unor noi spații de servicii, inclusiv pe zona autostrăzii A3. Deci, cel târziu săptămâna viitoare va fi publicat încă un lot de spații de servicii ce va fi concesionat. Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Cât de rentabilă este închirierea drumurilor din România? Înțeleg că Transalpina este în momentul acesta închis pentru filmări. Au fost în condițiile în care și Valea Oltului e închisă pentru lucrări. Vorbim de câteva ore, de o oră cu pauze de 10-15 minute. Au fost câteva închideri pentru că, mă rog, a existat foarte mare interes din partea unor companii care fac filme, să filmeze pe drumurile noastre. Și costurile care sunt? Cât se plătește? Ele sunt prevăzute și sunt publice. Mă duce la kilometru sau la oră?